Salutare, bă, băieții, eu sunt Antidot, iar astăzi suntem din nou pe Pet Simulator 99 și m-am gândit să-i facem un cadou fratelui meu mai mic și ghiciți ce? O să-i cumpărăm chiar un huge. Da, ați auzit bine, însă astăzi o să trebuiască prima dată să mergem și noi la plața să căutăm unul dintre huge-urile pe care le putem cumpăra, pentru că nu o să-i dăm unul din inventarul nostru, că ar fi destul de ciudat, nu? Așa că o să mergem să-i cumpărăm propriul lui huge. Așa că, din câte puteți observa, avem 39.800.000, pentru că în zilele ce au trecut efectiv am dat claim acolo la diamante în continuu și 8 milioane de diamante în fiecare zi sunt câteva zile, așa că o să dăm claim și astăzi ca să vedeți cum primim aceste diamante geniale. Și da, chiar dacă ne-am mai postat pe simulator în zilele precedente, pentru că na, nu prea este content în primul rând și na, despre ce să vorbim, ei bine, m-am gândit să facem acest episod special astăzi, dar nu înainte să mergem și noi să dăm claim la diamante. Văd că la day chiar aici am fost acum câteva ore, ceea ce este destul de ok, deci nu putem să dăm claim acum, însă o să mergem prima dată aici la exclusiv day care. Cred că a trecut timp, nu? Ia să vedem, da, bun. Iar acum o să dăm claim la toate cele 3 de pe aici ca să ne dea încă 8 milioane. Bun, 700k de aici, bine, 800 aproape, după aia 3.600.000 și 3.500.000. Bun, în momentul de față avem 47.000.000 de diamante, dacă vă vine să credeți, aproape 48. Și dacă ne uităm un pic aici pe la rep, înseamnă că putem să cumpărăm un huge happy computer, putem să cumpărăm și un Poseidon dacă este mai ieftin, putem să cumpărăm și un happy rock și putem să cumpărăm și un huge Wizard Westie. Deci astea sunt destul de bune și sunt în range-ul nostru. Uite și un colorful slime, dacă e, nu-mi dau seama. Ăsta e 48, opa, și narwhal, ăsta e destul de decent. Un huge enchanted ear, dacă găsim mai ieftin, dar cred că o să căutăm un huge Wizard Westie, pentru că există doar 28.000 față de happy computer, care sunt 1.000.000, și față de happy rock, care sunt 1.000.000. Ei bine, cred că o să mergem jos să căutăm un Wizard Westie, pentru că este mult mai rar și mult mai greu să faci rost de el. Însă, hai să vedem și noi pe unde trebuie să mergem. Știu că mai este un minigame aici, ăsta, The Claw Machine. Vreau și eu să mergem aici neapărat și să deschidem și ceea ce pică, dacă prindem noi aici. Văd că la băiatul ăla i-a picat 20x, bă băiatule, ia să vedem. Get more arcade tokens. Aparent nu mai avem, nu? Da, bă, dar mi se pare că îți dă un arcade token din ăsta în fiecare zi, dacă nu mă înșel. Și am fost și mai înainte, pentru că nu știam că este joculețul ăsta fix aici. Și m-am jucat, am prins și un din ăsta, un token din ăla, un arcade egg. Și am zis să-l deschidem aici special pe episod, băieți, vedem ce pică. Și mi-a dat o cărticică, un Tap Power 4. Însă, ai șansa și la huge. Este șansa mai micuță, dar există șansa. Nu poți să zici că nu există. Bun, o să mergem și noi la trading plața. Prima dată o să mergem la trading plața normal, după aia la cel pro, sau cred că o să ne teleportăm instant să vedem dacă găsim un huge. Am putea să ne uităm un pic așa să vedem ce huge-uri găsim. Poate găsim ceva la ofertă. 41.000.000, glittering, așa, destul de ok. Am văzut că se vinde acolo ceva. Acolo se vinde o poțiune din aia de huge potion. Ăla dă 10k. Hai că-ți dau eu 50k ca să fie treaba. Uite, vă dau eu 50k. Bun, aici nu văd mai nimic interesant. Văd niște arcade tokens. Nu știu de unde le are, dar destul de tare. Mi-aș lua și eu. Dar stai așa, ăla la cât le vinde? La 200k bucata. Nu mai luăm nimica. Bun, aici avem niște huge-uri din astea. Uitați-vă câte huge-uri are băiatul ăsta de vânzare. Are mermaid din astea. Bă, sunt destul de tari mermaid-alea. Chiar îmi plac. Dar nu avem niciunul din ăla. Opa, două glittering pe huge-ul ăsta. Aici ce era pe ăsta? Un diamond și un glittering, dar nu prea. What? Jelly axolotl. N-am văzut așa ceva.
Ok, e prima dată când văd ăla. Ok, aici sunt niște pățiuni, huge potion așa, și băieții ăștia dau câte 50k pe pățiunea aia, deci acum încearcă să crească prețul. Aici este un happy rock, deci nu prea avem chestii interesante. Atunci, hai să dăm change, ne ducem pe pro plața, pentru că n-ai de unde să știi niciodată pe ce plața te trimite și poate te dă pe un plață din ăla șmecher, frate, unde nu te aștepți niciodată să fie niște huge șmechere și ceva la reducere. Văd acolo mai sus că este un huge, nu-mi dau seama ce e, un happy rock. Ok, aici văd niște goblin din ăștia, da, goblin, cyber agony, aici văd un jolly, altceva mai ieftin, un goblin, nu cred că iau goblin la fratele meu, un huge hell rock, un happy computer, da, astea nu pot să zic că îmi plac mie atât de mult. 51, nu, deci astea nu prea îmi plac. Happy Rock și pe aici. Văd acolo un băiat cu două Titanic Love Melon la 2B bucata. Mă, deci au băieții ăștia la banul gros rău de tot. Și uite-l pe băiatul ăsta, bă, ăsta e iShow Speed, frate. El e, uitați-vă aici, e realul, doar că este cățel. E un Dodge. Da, ce să mai zic, băieți? Aparent l-am găsit și pe iShow Speed aici, dar este iShow Speed varianta cățel. Bun, aici ce avem aici? Un huge happy rock. Bă, nu știu ce să zic. Parcă nu prea îmi plac astea pe care le găsim noi acum. Cel mai probabil o să căutăm un Wizard West. M-am gândit că este un huge din ăsta destul de special. Și ca să spice huge-ul acesta, trebuie să deschizi Crystal Key-uri, ceea ce înseamnă că nu o să pice atât de multe în continuare. Adică există doar acum 24.000 și vă dați seama că nu o să crească la 50.000 atât de repede, nici la 100.000 și în niciun caz la 1.000.000, știi? Adică cam asta e ideea față de celelalte. Bun, avem aici un Wizard Westy, băiatul ăsta de la 45.000.000, ceea ce mi se pare mie foarte mult, pentru că nu costă atâta din câte am văzut. Deci un Wizard Westy, ăștia vând din alea la 1.000, bro, mamă, n-aș avea răbdare să vând așa ceva. Wizard Westy la 43 și am găsit unul la 45. Da, numai că băiatul ăsta le vinde destul de scump. Propeller Cat și ăla e destul de tare. Pet Sim, deci pe băiatul ăsta pe care îl cheamă Pet Sim, am zero încredere să cumpăr de la el. Mi se pare că are nume din asta Transaction, what? Ce-a cumpărat ăla de la el? A cumpărat Happy Computer de la el. Bă, sincer, da. Ia să vedem. Westy, deci o să-i zic de Westy. Dar nu știu că e online băiatul ăsta. Bă, ăștia îi cumpără toate huge-urile la băiatul ăsta. Ia uite, Happy la 40.000.000. What? Dar cât e unul, mă? E 41.000.000, normal. Dar băiatul ăsta vinde la 40 bucata. Uite și Hellrock. Bă, vedeți că Hellrock, nu mai e cum să faci rost de el. Vedeți că Hellrock-ul ăsta e destul de tare și văd că există doar 170.000. Dar nu o să-i cumpăr Hellrock. No, că e boring. Ia să vedem ce mai vinde băiatul ăsta. Happy Rock, văd aici tot 40.000.000. Bă, băiatul ăsta pe țim, dă-și mie un trade. Trade me. Bro, trade me. Băiatul ăsta de pe aici, 41.000.000 Westy, 43.000 Westy. Ia să vedem dacă vrea 43. Bă, eu atât am văzut că costă, el le destul de ieftin, adică n-ar putea să-mi dea și mie Westy-ul ăsta la 43.000.000. Pam, uite aici, hai, dă-mi și mie, unde este? Ok, i-am pus 43.000.000, adică nu știu, scrie ceva. 44.5, ține-l tu, bro. Așa, dacă tu nu vrei să mi-l dai, nu este nicio problemă, putem să căutăm. Adică acum există terminal din ăsta, deci na, nu poți să mă minți pe mine că îl dai tu la 44.5 maxim. Wow, nu, pentru 1.000.000 chiar am plecat. Dacă cerea mai puțin de 1.000.000, probabil că stăteam. Sau dacă mai cerea încă 500k în plus, ok, dar 1.000.000, ne, și având în vedere că nu costă atât de mult, având în vedere că dă tot restul, uite aici, l-am găsit iarăși, adică, na, și mai ieftin l-am găsit, wow. Ok, aici l-am găsit la 44.9, da, bun, ia să vedem ce mai găsim pe aici, huge happy din ăsta, mai văd acolo încă unul, 56 ăla, mamă, ce-aș deschide niște ouă din astea, dar, na, mie nu-mi pică, frate, nu mi-a picat niciodată din exclusive din ăla, adică, wow, ce să mai. Băiți, ăștia cumpără piniata la 52k? What? La 52k? Na, deci trebuie să cumperi destul de multe ca să faci 1.000.000. Câte trebuie să cumperi? Vreo, dacă nu-mi dau seama acum, 20, mi se pare mie.
Bă, nu trebuie să cumperi 20, nu? Ba da, ba da, 20, 20 pentru 1 milion. Da, cam asta e ideea, deci trebuie să ai 20 și faci 1 milion. Bă, destul de tare. 48 de milioane aici, deci cred că o să luăm pe la 40 și cât era el. Aici nu văd mai nimic. Da, nu știu, o țin pe mea, nu știu, nu vreau să iau computere din astea. Am și o groază. Băiatul ăsta vinde iteme la 1, deci n-am văzut în viața mea așa ceva, dar nu știu ce. Uite, uite, cum... Deci băiatul ăsta vinde din astea la 1, what? Ciudat rău. Happy Computer, da. Happy Computer din astea și Hellrock sau Happy Rock nu vreau să-i cumpăr pentru că sunt boring și din alea am și eu și are toată lumea momentul de față, deci o să-i luăm un Westy din asta. Bă, nu știu dacă găsim unul sub 44 de milioane, dar na, am găsit unul la 44,5, unul la 44,9. Na, nu știu dacă găsim unul mai ieftin. 44, 46. Ai, bă, frate, la cât îl dai și tu? Oh my god, bro. Ok, deci aparent băiatul ăsta îl dă și mai scump de atâta. Hai să mai încercăm. Deci ne ducem aici. Bun, ia să vedem dacă mai găsim și noi pe aici, bineînțeles, unul mai ieftin de 44,9. Da, cam asta trebuie să căutăm pentru că cel mai ieftin era 44,9. Deci ne mai trebuie acum unul, 44,5 cu glittering. Uite-l aici, altceva nu văd mai nimic interesant. Nu, deci ăsta 44,5 pare destul de interesant. Iar acum este la noi în inventar. Dacă vine să credeți, am cumpărat acest huge. În momentul de față am două, pentru că l-am pe al meu. Iar cum îl am, acum l-am și pe acesta al lui fratele meu, deci acesta Wizard Westy. Dar ia să vedem, deci ăsta are level 73 și ăsta al meu 74, da, nu contează pe care îl ținem, TNT sau Glittering. Ăsta e mai bun de farmat, deci o să-l dau lui, pentru că n-am nevoie. Bun, huge Wizard Westy. Iar acum trebuie să-l conving eu cumva pe fratele meu să intre pe pețimul Lator, pentru că n-am mai intrat de ceva vreme. Oh my god, și ideea este că o să trebuiască să mergem acum change trading plața, nu, o să trebuiască să intrăm aici pe jocul normal, să plecăm de la trading plața și problema e că trebuie să ne ducem la world 1, bro, pentru că nu cred că a ajuns încă la world 2, dar cred că acest huge o să-l ajute destul de mult dacă vrea să farmeze, adică ar fi destul de tare ca el să revină pe Pet Simulator. Nu uitați voi să scrieți în secțiunea de comentarii dacă v-ați dori ca fratele meu mai mic să revină pe Pet Simulator și să facem mai multe episoade împreună cu el. Bun, în momentul de față trebuie să ne ducem aici la Rocket, trebuie să ne ducem la World 1 și nu știu acum dacă dăm de un server unde se intre, ar fi destul de tare, dar nu știu, trebuie să-l convingem să intre. Cred că pe serverul ăsta e, să vedem, 3, 4, 5, 6, da, cred că ar putea să intre, dar oare îl convingem să intre acum pe Pet Simulator? Opa, nu pot să cred cine intra pe Pet Simulator. Ce faci, Lucas? Am intrat la tine. Aha, păi știi ce am vrut să-ți arăt? Uite, mi-am cumpărat un huge și vreau să-mi spui și mie părerea ta despre acest huge. Uite, așa e un din ăsta, un magician. Îți place? Da. Ok, cât de mult îți place? Pe o scară de la 1 la 10, cât de mult îți place? 10, sincer. Îți place? Pe bune? Da. Nu pot să cred. Dar ai văzut că este un fel de magician din ăsta așa cu pălărie? N-ai văzut, bă, că e magician ceva cu pălărie? Uite, are baghetă din aia, magică din alea. Aia zic. Dar știi care e chestia? Că, uite, totuși, nu te-am chemat degeaba, bă, Luca. Nu te-am chemat degeaba aici pe Pet Simulator și nu te-am chemat să-ți arăt huge-ul meu, ci te-am chemat ca să-ți arăt huge-ul tău, Lucas. Al meu? Yes, așa că dăm 3 de aici, iar acest huge este cadou din partea mea acum. O să-ți dau acest huge, am dat aproape 45 de milioane pe el. Da, ăsta rămâne al tău. Și uite, are și level 73, deci te ajută la farmat. Și ăsta e un fel de cadou ca tu să te întorci pe Pet Simulator, frate, ca să te joci mai mult Pet Simulator. Am întrebat acum și abonații să vedem ce o să zică și dacă spun băieții să te apuci din nou de Pet Simulator, atunci trebuie neapărat. Problema este că nu văd acum astea așa. Show other pets, așa, ia, pune-l pe tine, dă-i echip. Gata, bă, uite cum arată, mă, frate. Îți place, da? Da. Bun, și te bucuri că ți-am făcut cadou huge? Da. Bine, păi așa zic, dar ce zici, te reapuci de pe simulator, să te joci mai mult? Da. Bine atunci, și na, atunci să te duci și tu la farmat ca să ajungi în World 2 și cine știe, poate face mai multe episoade împreună, nu, Lucas? Ar fi destul de tare pe simulator. Da.
Bine, atunci mă bucur că îți place cel huge. Și băieți, cam asta a fost tot și pentru acest episod. Nu uitați voi ca de fiecare dată să spargeți butonul acela de like ca de fiecare dată și bineînțeles să vă abonați cu clopoțelul acela magic. Și până data viitoare, eu am fost Antidot, baftă!